Kim Kardashian a fost atacată în această reședință de lux, închiriată de vedetă pe durata șederii ei la Paris. Ea se află în Franța pentru a participa la mai multe prezentări de modă, dar vizita i-a fost umbrită de un jaf armat. Între 2 și 5 bărbați înarmați și mascați au luat cu asalt locuința, în toiul nopții trecute. Clădirea se află în spatele Bisericii Madeleine, o zonă foarte liniștită din capitală. Prejudiciul se ridică la aproape 10 milioane de dolari. Soțul lui Kim, rapperul Kanye West, se afla pe scena unui festival de muzică din New York atunci când a aflat vestea. El a părăsit imediat evenimentul, cerându-și scuze fanilor. I'm sorry, there's a family emergency, I have to stop the show. Kim se află la Paris alături de surorile ei, Kourtney și Kendall, și de mama sa, Kris Jenner. Familia Kardashian-Jenner a sărit imediat în ajutorul vedetei jefuite. Kim a părăsit de urgență Parisul luni dimineață, la bordul unui avion privat. Acesta nu a fost singurul incident neplăcut al ei în capitala Franței. Acum o săptămână, starleta a fost acostată pe stradă de un farsor, care a încercat să-i sărute posteriorul celebru. Bărbatul a fost însă oprit de agenții de securitate.